Ire, ora 12-14 minute. Până de atunci stai în pat? Când ai de gând să te trezești? Tată, și dacă e ora 12-14 minute? Oricum este sâmbătă, eu vreau să stau în pat. Și cum, dacă e sâmbătă, trebuie să stai numai în pat, Ira? Păi da, și sâmbătă nu se face nici, eu înțeleg că e zi de odihnă, dar nu chiar tot ziua în pat. Eu înțeleg că trebuie ceva de făcut, dar eu dacă sincer aș sta toată ziua în pat și nu m-aș scula deloc. Tu ai sta o zi întreagă în pat? Nu știu, eu cred că tu n-ai putea să reziști. Îți dai seama, o zi întreagă stai numai în pat. Ei, nu rezist! Rezist, tata, 100%! Stau și două zile dacă trebuie. Tu ești de acord, stai o zi întreagă în pat. Bun, hai, dacă tu așa de tare vrei ca să te odihnești toată ziua, ok, nu spun nimic. Lecțiile deja sau nu știu, mâine când vrei să le faci duminică. Dacă tu așa tare vrei să stai o zi în pat, hai facem un fel următor. Totodată dă să filmăm 24 de ore challenge cum tu stai numai în pat. Ești de acord? Puftim! Ogo, desigur că-s de acord. Cu cea mai mare plăcere eu stau toată ziua în pat. Așa challenge mie îmi place. Bun, dacă tu vrei 24 de ore challenge în pat, ok. Dar facem în felul următor. Nici eu, nici mama, nici Andreeș nu te ajutăm cu nimic. Tu stai singurică, iată de la început poți să-ți dau ceva, un planșet sau o carte și gata. Nici apă să nu ceri, nici mâncare, nimic la noi, ne-am înțeles? Bine, eu nici nu m-am gândit să vă rog ceva, eu n-am nevoie de ajutorul vostru, eu singur mă descurc. Gata, eu sunt de acord, mie îmi place. Așa, bun, fără apă și fără mâncare, fără nimic, o 24 de ore. Ok, bun, iată eu acum să-ți dau numai planșet sau numai cu telefon. Nu, nimic, absolut, nu-ți mai dau nimic, numai cu telefonul, ne-am înțeles? Da, bine, de altceva nici nu mai am nevoie. O, are 100%. Mi-ajungi pe o zi întreagă. Bine, deci eu îți doresc succes, te las și eu mă duc. Eu o să mai vin pe parcursul zilei să văd cum te descurci tu, ok? Hai! De când aștept eu așa challenge? Tot credeam, când o să filmăm noi așa, nici nu știam că pot să stau toată ziua în pat și nimeni nu o să spună nimic. Ce mi-a mers mie sâmbăta asta? Era, cred că e așa de ușor să stai 24 de ore challenge în pat. Prieteni, eu cu siguranță vă spun, iată acum este ora 12 și 19 minute. Hai, eu pun pariu cu voi. Eu cred că ea nici 10 ore nu va rezista și o să ne cheme pe noi și o să spui că nu mai vrei. Scrieți voi în comentarii cum credeți cât ea va rezista. Îi dăm start challenge-ului. Și cum merge? Te descurci? N-ai nevoie încă de nimic? N-am nevoie de nimic. Mă descurc foarte bine. Bine, dar eu o să intru mai târziu. Ok. Bine, poți să intri când dorești. Este așa încrezut în ea, deoarece încă nu este sete de apă și nu i s-a făcut foame. O să vedem mai încolo, așteptăm. Așa. Ce faci? Păi îți instalez camera ca să văd, eu de unde știu, că tu n-ai să te scoli de pe pat sau nu. Ia că eu ți-am pus camera, o lăs. Se vede tot camera? Da, se vede tot. Masa numai nu se vede, iată așa puțin întorc, se vede tot, absolut. Așa, ca să fie totul cinstit. Și eu te las și o să vin și pe urmă o să verific. Ca să mă urmărești. Pa, să te urmăresc pe urmă să văd. Așa, succes! Hai, bine, mulțumesc! Tata, crede că nu o să mă și cel e bun, da, îmi place. M-am săturat asta un telefon. M-a jucat de acum toate jocurile posibile. Ce să fac? Că mai am încă mult de stat în mampat. Păcat că nu pot să mă scol. Mi-aș lua acum ceva interesant. Ah, dar eu doream un saltar carte de colorat. Ia? Da, ia ca. Oho! Câte desene. Și creioane tot. Și bine că la mine camera e așa micuță și eu ajung la tot numai din pat. Așa, acum ocupați eu precis să am. Da,
Gata, m-am săturat să ținez. Am semnat aproape jumătate de carte. Cât timp a trecut? O, deja jumătate de oră. Așa, acum pot să-mi fac și temele. Oricum ghiozdanul e alături, asta e bine. Și temele pentru acasturile scris pe grup. La ce e alea? La fizică, unde e fizică? La fizică, la informatică, și informatică, biologie, da, biologie, carieră, deocate, și la limba română. Gata, aș face la biologie. Da, am multe șoare timp pentru acasă. Timp, azi treacă destul de mult. Gata, cu temele am terminat. Îmi pun cărțile în geante, ca pe urmă să nu le uit. A, și mă doresc spinare. Prima dată fac temele pentru acasă pe pat. Ai, vreau să mă uit la înține animație. Da, eu sunt obișnuită să mă uit cu ceva gustos. Numai că n-am voie să mă scos pe pat. Nici pe tata să-l chem tot n-am voie. Ia să văd eu poți la mine în salutar, este ceva gustos. Ți minți că avem eu ceva. Dar ce, nu știu. Ha? O. Ce asta? Bombonică. Eu nici nu am știut. Ce-mi place așa challenge? Când ai ceva gustos în cameră? Perfect. Cu fructe și păduri, preferata mea. Mamă, am fost foarte gustoasă. Numai că așa dulce. Mi s-a făcut sete după ea. Și eu apă cameră, nu știu dacă am... Pot să-l chem pe tata? De eu n-am voie să-l rog. Să pot eu uitat. Tata! Tat! Tat, vină încoace, rog! Ce era? Și ne-ai chemat? Ce s-a întâmplat, spune-mi? Ce vrei? Ce ei? Tata, poți să rog frumos să-mi aduci o cană cu apă? Mi s-a făcut ses, eu am mâncat o bomboană și era foarte dulce, ți rog. Apă? Nu, no. Fără apă, noi cum ne-am înțeles? 24 de ore, tu nu ceri nimic. Nu. Văd că dacă este acum ți le-ai luat. Din ghez. Da, eu am apă! Ai apă, așa, păi uite, vezi, ai apă lângă tine, dar cum ți-ai luat? Eu am pus camera și eu am să văd dacă tu ai călcat jos, nu se socoate ce am întins până în dulap și iată aici mi-am făcut temele, mi-am luat din ghiozdan. A, dar bine că eu m-am pus și bine. Bine, hai, noi ne ducem, da, Andriuș? Da. Rămâi mai departe. Băi, te loc nu mă ajutați. Dar cu citește-am, dar pățam, tu, închipuș, noi nu suntem acasă. Tu stai numai în pat, tu ai zis că vrei să stai singur în pat. Bine, gata, nu vă mai chem atunci. Hai, nu ne mai chema. Ai văzut cât apare acolo, puțin. Da. Și nu am mâncat încă nimic. Prieteni maximum cu o oră și era se prede, da? Da, eu nu mă... Nu se poate să reziste, da? Acum nu mai ai apă. Nu mai ai apă. Deci așteptăm. Acum și-ai prea ce să ne mai cheamă, da? Da. Nu am înțeles. De ce, gata, nu mai am apă. Am băut-o pe toată? Da, și mi mai este sete. Și foame mi s-a făcut. Ce bucate apetisante sunt în acest desen animat. Mie mi-este foame, n-am mâncat nimic în afară de aceasta acadea. Gata, eu nu mai pot să rezist, îl chem pe tata. Tat! Tata! Tat, vine ți-l frumos la mine în cameră! Și nechemă, ce mai vrei de data asta? Apa-i zăscai, gata, e să te discurci. Mie mi-este foame, îmi aduceți vă rog frumos ceva de mâncare. Mâncare numai la bucătărie, așa, Andriușa? Da. Nu nimic. Ori reziști, ori te ridici de pe pat și vii la bucătărie să mănânci, altfel nu. Păcat. Bine, gata, mă dau bătută, mă predau, eu nu mai pot să suport, mie mi-este foame.
Bine, deci hai, ridică-te și vină la bucătărie. Știi că nu ai nicio dorință pe care trebuie să o îndeplinim noi, da, Andrușa? Da. Nu te-ai descurcat? Nu. Hai, vină la bucătărie și mănâncă. Ei, și ce dacă nu am nicio dorință? Măcar astăzi m-am gestrat foarte bine, n-am făcut nimic și a stat doar în pat, dar acum pot să mănânc cura. În sfârșit.